Bună ziua, Ane! Bună, Mugur! Bună! Și bine m-ai primit! N-am scos garda pentru tine, s-a încheiat sezonul turistic, trebuia să fii un pic mai devreme. Ți-ar fi plăcut. Da, da, îmi place și acum. Suntem în cetate, în Alba Carolina. Cetatea Alba Carolina, Alba Carolina, într-o parte, partea care are și cafea. Și începem dimineața, puțin după dimineața, cu o discuție cu Ane despre vlogging. Da. Bună, numele meu e Ane Marie. Vă salut, salut audiența. De când nu ne-am mai văzut noi? Din 2012, de când nu începusem vlogul de marți. Cum ai început vlogul? Cum de te-ai gândit să faci chestia asta? L-am început neștiind ce fac. Eu locuiam în București, am locuit 6 ani și jumătate în București și primul clip pe care l-am postat pe canalul Miss Ane Green a fost un rant despre situația RATB, dar renturile prind extraordinar de mult, cel mai mult cred că am crescut cu renturile. Știi, și prind, adică când îți dai drumul nu te mai aia. Going full Moldavian. Și mă plângeam de cum am așteptat eu 40 de minute în stație la Victorie, cum își bat ăștia joc de noi și mă filmam foarte prost. Bă, cum sunt sărbătorile astea? N-au cum să nu-ți placă. Simți așa că ești mai aproape om cu om. Din cauza aglomerației, bineînțeles. Stai 40 de minute în stație și îți îngheață chicioarele. Asta era 2000 cât? Primul clip l-am postat în 2011. Vlogging-ul am început pentru că aveam nevoie de o rezoluție pe anul 2013, eram așa într-o perioadă de derivă, nu știam ce fac cu viața mea, nu mai eram fericită. Eram așa, un par de vin, vă rog. Mie îmi place să mă filmez de la 7 ani de când am prima filmare, eu căutam camera. Când simt o cameră că se îndreaptă obiectivul spre mine, eu deja intru în modul acting. Bună ziua și bine v-ați... Deși sunt naturale, dar e așa, mă atrage obiectivul. Și în 2013, după câteva clipuri postate așa random pe diverse subiecte, ce mă mai enerva prin București una alta, m-am zis că mă apuc să fac vlogging constant. Între timp avusesem contact și cu Mikey H la Sibiu, la un eveniment la care am participat și nu venea să cred. Noi stăteam așa la masă și avem la un moment dat o ceată de tineri. Mikey, și mă gândeam, l-am întrebat, dar tu ești celebru sau ceva? Eu sunt Mikey Haș, dar voi urmează să vă luați? 250.000 de subscriberi mai târziu. Da. Cum vezi vlogging-ul? Ce mai e pentru tine? Este tot aceeași joacă sau s-a dus în altă parte? Trec mă dau lemn încoace. O stichez, am un gest profund și o spun un super mare secret să nu mai spui la nimeni. Nu mai e joacă, dar s-a dus spre o latură mai sufletească și mai îndreptată spre schimbare. Nu s-a dus în business pentru că niciodată n-am avut spirit antreprenorial să pot să fructific, să monetizez foarte bine ideile pe care le am. Păi mă plâng. Așa că simt că mi-am luat așa misiunea de a păstori generația tânără și în special pe marțienii mei. Bună! Numele meu e Ane Marie și următoarele 3 minute tu o să afli secretul unei vieți fericite, secretul optimismului permanent și secretul unei afaceri de succes. Rămâi pe aici! Și mă îndrept îmi doresc să fac schimbări în sistemul de educație, în feminism, gender equality, mă duc în lucruri din astea. Ok, nu, m-am uitat puțin pe temele și pe playlisturile tale. Și odată avem o varietate foarte mare de la rent la educație. Treci prin foarte multe lucruri. Și voiam să te întreb dacă s-a cristalizat puțin așa o direcție și dacă simți că ai o reacție mai bună dintr-o parte sau din alta sau cum reacționează publicul tău la ce faci? Publicul meu e nebunit să mă vadă mâncând. În vlogul ăsta o să mănânc. Ane Mănâncă e o serie pe care am inventat-o după o vizită la un hipermarket unde am văzut tot felul de fructe și legume pe care nu le mai văzusem în viața mea. Cum ar fi să le mănânc pentru prima dată în fața camerei și să reacționez natural la ce simt pe limbă?
Nu, cam 28 de ani. Știam de vlogării care mănâncă, testează diverse dulciuri din Japonia și țări exotice. Ane mănâncă brânză românească, Ane mănâncă dulcețuri de la diverse bunici. Mă duc în zona asta culinară pentru că îmi place să mănânc și oamenii au observat că mă întreabă, ești însărcinat? Și nu, nu sunt însărcinată, sunt doar un pic pufoasă. Vlogging în momentul ăsta, ce văd la colegii mei, că se îndreaptă foarte mult spre partea de monetizare și de colaborări ca în afară. Și de aia ziceam că nu mă regăsesc neapărat. Văd că tot mai multe, se nasc tot mai multe agenții, se nasc tot mai multe proiecte, label-uri care vor să managerieze vloggeri, se strânge așa culoarul, ca în viața pe care am trăit-o în cei 28 de ani, s-ar putea să nu intru pe el, pe culoarul ăsta. Mi se pare că ești înainte pe culoarul ăsta. Da, dar mă auto-manageriez. Îmi apreciez foarte mult independența și libertatea de gândire, de creație, de program. Nu cred program. Că va veni cineva să o deraie, să o ducă în altă parte. Sau să o influențeze. Simt, așa de... simt ușoare încercări. Da, încercări de deraiere. De, mai ales că alienarea direcției. Mai ales când am foarte mulți colegi foarte tineri, care n-au trecut poate prin experiența mea. Pe mine m-a ajutat foarte mult București pe partea de învățare, internship-uri, contacte, networking, conferințe, lucruri de genul ăsta și cumva mie mi se și spune mama vloggerilor, pentru că de când m-am apucat eu, mulți colegi ai mei pe care sigur îi știi și tu vin la mine. Uite, am propunerea asta. Ce mă sfătuiești să fac? Uite așa și așa. Nu nădăjdui să capeți cerul pe gratis, fără să trăiești o viață vrednică de cer. Și chiar îmi zicea la un moment dat Manafu că deschideți ale agenție. Manafu, eu nu știu să fac mie treaba încât să fac bani, să mai am și agenție. Dar mă bucur că am început să monetizez și eu. Blinky, blinky. Mă bucur că am o relație bună cu brandurile cu care lucrez și că sunt mulțumit și că apreciază. Cum ți se pare că arată pașii următori? Eu sufăr și întotdeauna am suferit, că mie mi se pare că față de vloggerii care au început mult după mine, eu am crescut greu. Am crescut într-adevăr organic, dar greu. Eu după primul an de vlogging aveam 769 de marțieni, nu se numeau încă marțieni că s-au autobotezat ulterior, dar eram încă de atunci, iubitul meu Andrei îmi tot spune, nimeni n-a crezut în tine, dar tu trebuie să-ți dai seama că ai crezut atât de mult în tine încât tu la 700 de subscriber, nu te băga nici naiba în seamă. Eu făcusem calendare pentru cei mai fideli comentatori, luasem prietenii și făcusem o ședință foto cu toate animalele lor de casă și fiecare lună avea o tematică și eram atât de intuit și credeam atât de mult în lucrul ăsta, în ciuda tuturor împotrivirilor. Deci în afară de mine și de prietenul meu, singurul om care a crezut sau a văzut potențial a fost Zoso, care la început îmi zicea postează, bine, Zoso cu stilul lui, postează scurt, că lumea se plictisește. Eu cele mai bune reacții le-am la videourile lungi. Eu dacă fac un video sub 6 minute, mie mi se zice, e prea scurt, ce se întâmplă? Nu, vrei mai mult. Acum mă văd mai liniștită în momentul în care am făcut 100.000 de marțieni, în momentul în care ne-am adunat. Cum a avut loc explozia? De la 700 la 10.000 de... Am avut incredibila idee să le propun celor de la Google un proiect, să facem o piesă care s-a numit Imnul Vloggerilor. Le-am scris un mail pentru că eu urmăresc și urmăream de la început foarte mulți vloggeri din afară care aveau tot felul de proiecte comune. Eu sufeream că la noi nu se colaborează. Eu am dat mail-uri, niciunul din colegii mei nu m-a băgat în seamă. Singura a fost Tequila, dar după Imnul Vloggerilor, după ce ne-am cunoscut și a văzut că avem
chimie, hai să ne adunăm, hai să facem, uite, am ideea asta, să facem un im, să vorbim despre ce ne place nouă să facem. Zici că sunt genul de vlogger care vine din Moldova, ne mari, iubăreață, ca Mr. Lova, Lova, psihologul de serviciu moldovean, că e foarte tare, dau sfaturi de relații, dar îți fac și de mâncare. Atunci a fost o mică explozie, adică adunasem 30.000 de marțieni în vreo săptămână. Până atunci eram așa mai amărâtă. Știi, te întreb pentru că cred că asistăm acum la o explozie de oameni care încep să se apuce de vlogging, mai ales daily vlogging, e ceva foarte interesant care se întâmplă pe piață și încet, încet încep și să intre în zona asta ta de numărat subscriberi și au o mică teamă că nu o să poată să ajungă la niște cifre și o să rămână într-o zonă de platou câteva mii și nu știu cum să sară din povestea respectivă. Teama asta am avut-o și eu. Gândește că suntem 250.000 în 4 ani aproape. Am colegi care au făcut 100.000 într-o săptămână și de aia zic că am suferit. Poate și pentru subiectele pe care le abordez, pentru faptul că fața mea e poate antipatică pentru mulți. Am inima pe net, îmi știi bucuria și drama, problemele de acasă când mă ceartă mama. Poate pentru că sunt moldoveancă, poate pentru că am vocea pe care o am, nu știu. Cine te-a învățat să bagi așa? Ți-o luam o mic ta carnet? Eu am încercat să... și crede-mă că în primii doi ani nici nu mă gândeam la monetizare, la să adun cât mai mulți. Deci eu mă bucuram că aveam și pentru mine aia 700 de oameni care dăduseră subscribe erau zeități. Uite, vă trimit calendare, am făcut stickere, haideți să ne vedem, eu am făcut fan meet în Alba Iulia. Acum, nu știu, la un an după ce mă mutasem aici, deci în 2014, și n-a venit nimeni. Deși mi se cerea farmit, eu am crezut în mine și am zis, eu mă expun peste tot, nu contează, și la un moment dat o să se întâmple ceva, o să fie un declic. Dar am avut probabil nevoie de push-ul ăsta și mi-a venit ideea cu imnul vloggerilor. Probabil dacă stăteam în banca mea și nu mă expuneam în felul ăsta sau nu propuneam proiectul, creșteam și mai greu, nu știu. Eu n-am avut niciodată un viral, n-am avut ideea aia, nu m-am gândit, mamă, o să vorbesc despre sex și religie. Deci sper că nu-ți răspund prea târziu, dar oprești în momentul ăsta, nu lăsați mai pun mâna pe tine. Atunci o să se uite multă lume. Și eu am luat-o treptat și... Cum prin muncă, prin mijloacele clasice. Da. Muncă constantă, fiecare marți. Semn întrebări! Nu mă consider un educator, dar cred în puterea mea de a schimba lucruri și de a ajuta tinerii să se modeleze un pic mai repede și mai frumos. Ce ați face dacă iubitul vă înșeală cu sora voastră? I-aș da cap în cap pe amândoi. Ce să și faci? Astea sunt momentele în care pur și simplu te bucuri că ești singur la părinți. Cred că este o mare influență pe care vloggerii astăzi o au față de tineri și există destul de multe curente și oameni care fac chestia asta și foarte mulți followers sunt în zona în care au nevoie de sfaturi, au nevoie de o direcție, au nevoie de o confirmare, de, nu știu, experiența altuia mai în vârstă și în alte... Pe contul meu de Facebook, pe care îl las acum aici, o să apară aici, contul meu de Facebook, primesc tot fel ce frământări aveți voi în dragoste, în viață, la școală, cu părinții. Și pe care nu-l simt ca pe o autoritate, pe care... Copiii din ziua de azi, să zicem, poate chiar și adolescenții, vorbesc din ce în ce mai puțin cu părinții și din ce în ce mai mult se conectează la prieteni, la... Păi primesc feedback pe adresa redacției zilnic și cel mai mult mă bucură comentariile de genul mi-ai schimbat viața, la finalul zilei, unei zile în care nu m-am simțit bine sau a fost o zi proastă, mă uit la tine și îmi dai energie întotdeauna. Nu adolescenți, vin comentarii de la oameni de 30 plus care îmi zic că mulțumesc că în fiecare marți îmi dai energie și mă faci să râd. Eu nu conștientizez lucrurile astea pentru că mie nu mi se pare că sunt vreo specială. Dar, într-adevăr, uitându-mă la idolul meu, la modelul meu, care e Super Unii, o vlogărință din Canada care s-a mutat în LA, și eu simt la fel și probabil dacă m-aș duce la ea și aș zice, femeie, eu am 28 de ani, dar mă uit la tine ca la Dumnezeu și mereu
mă inspir și îmi place ce principii de viață ai și ea probabil s-ar roșina, pentru că o simt, simt că avem personalități asemănătoare. Aoleu, că era femeie, soro! Mi se pare că sunt super, super înțeleaptă și va trebui să închei vlogul ăsta pentru că mă duc să scriu o carte. Ciao!